Arhimandritul Bartolomeu Florea a fost înmormântat astăzi în cimitirul mănăstirii Sihăstria din județul Neamț. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Părintele Bartolomeu a trecut la cele veșnice duminică 1 aprilie, la vârsta de 84 de ani. După ce a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Sfânta Teodora de la Sihla din incinta mănăstirii Sihăstria, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat slujba înmormântării pentru părintele arhimandrit Bartolomeu Florea. Între cei care s-au rugat pentru odihna întru Domnul a pictorului bisericesc s-au numărat stareți de la mănăstirile din zonă, ucenicii acestuia, dar și credincioși. Mesajul de condoleanțe al preafericitului părinte patriarh Daniel, transmis cu acest prilej, a fost citit de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru. Părintele Bartolomeu Florea a slujit biserica noastră ca erodiacon vreme de 30 de ani și apoi ca protosinghel și arhimandrit vreme de 32 de ani. În total, având 62 de ani de viață monahală, pe care i-a dăruit lui Dumnezeu și bisericii ortodoxe, picta pe pereți de zid realități din împărăția cerurilor, dezvăluind cu smerenie o parte din dorul de Dumnezeu și din bucuria Duhului Sfânt de care era aprinsă în inima sa. Propovăduia cuvintele Evangheliei lui Hristos prin icoane sfinte și deschidea fereste către cer oricărui pelerin care privea cu atenție și evlavie chipurile sfinților pe care El le zugrăvea. De aceea ne rugăm acum Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel răstignit și înviat, să primească în ceruri sufletul părintelui Bartolomeu Florea în ceata slujitorilor săi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin și viață fără de sfârșit, veșnica lui pomenire din neam în neam, cu părintești condoleanță și binecuvântări pentru obștea mănăstirii Sihăstria, semnează Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Despre chipul duhovnicesc al părintelui arhimandrit Bartolomeu Florea și despre slujirea sa de pictor bisericesc le-a vorbit celor prezenți și înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan. Părintele arhimandrit Bartolomeu poate fi definit ca cel care, pe de o parte, cuprins de întristarea pe care trebuie să o aibă orice om care viețuiește în mănăstire sau în afara ei în duh de pocăință, dar întristarea cea întru Domnul este dătătoare de multă bucurie, bucurie pe care o vedeam adesea întipărită pe chipul părintelui Bartolomeu. De asemenea, călugărul este definit prin sărăcie. Dar cine este mai bogat decât călugărul? Pentru că nimic nu se poate compara cu viața în Duhul Sfânt, cu dobândirea Duhului Sfânt, cu simțirea iubirii lui Dumnezeu Tatăl, revărsată asupra lui harul Domnului nostru Iisus Hristos, așișderea. Sărac pentru că acesta este votul prin excelență al monahului, dar îmbrăcat în Dumnezeu și încercând și pe alții să-i îmbrace pe Dumnezeu, părintele Bartolomeu a fost un sărac bogat, adică un om care a viețuit în taina sărăciei monahale, dar s-a îmbogățit în Dumnezeu. Părintele arhimandrit Bartolomeu a intrat în monahism la mănăstirea Brădicești în 1955. 33 de ani mai târziu a fost hirotonit ieromonah, iar apoi ridicat la rangul de protosinghel. Printre locașurile de cult pictate de acesta se numără Biserica Mare a Mănăstirii Sihăstria, Biserica din Rășinar, județul Sibiu, Catedrala Sfântul Gheorghe din Hama, Siria și Paraclisul Mănăstirii Durău.